Tuturor, copii, părinți și bunici, celor din țară și din Basarabia, celor ce petreceți Crăciunul în alte țări ale lumii, ca și celor ce vă aflați în misiuni ce fac cinste României, vă doresc sărbători fericite, pace sufletească și motive de mândrie. Așa să ne ajute Dumnezeu. E urarea cu care regele Mihai își încheie mesajul. Majestatea sa își petrece Crăciunul la castelul Săvârșin cu o parte dintre membrii familiei.